Orice început este bun. Tachita se numește preparatul meu de astăzi și preponderent am nevoie de carne, respectiv ceafă de porc. Spre bucuria lui Cătălin Oprișan, care astăzi nu este la noi, dar nu-i nimic, o să-i păstrez o porție. Ceafa de porc se simte excelent în prezența altor ingrediente, cum ar fi ciuperci champignon, două tipuri de ciuperci champignon, albe și maronii, câțiva cârnăciori afumați, măr mai adaug în toată această combinație împreună cu cimbru, asta mărul pentru un plus de prospețime. Mi se pare sosul... că sunt cârnăciori luați de Flavia. Că mi se pare că îți dați cu autobronzante. Da, sunt cârnăciori măcelărești, sunt ușor afumați, adică sunt afumați foarte rapid, numai crusta este foarte afumată, în interior sunt mai soft. Foarte bine. Sosul, să trecem la sos, pentru că acesta este foarte important. Aveți nevoie de ceapă albă pentru sos, respectiv la un kilogram de carne, cel puțin o jumătate de kilogram de ceapă albă. Piper, sigur că da. Un muștar dulce, de preferință bavarez. Are un gust specific și este inconfundabil atunci când îl folosiți, când îl consumați ca atare, dar și în sosul de la Tachita. Mai aveți nevoie de pastă de tomate și pastă de ardei. Pentru că este un preparat picant, sigur că da, ardeiul iute sau o pastă de ardei iute nu trebuie să lipsească. Nici chimenul pune foarte bine în valoare preparatul. Chimenul, încă este proaspăt, mă rog, este uscat. Oricum, însă am să-l, sigur că da, după ce foarte puțin îl rumenesc, asta ca să degaje aromele, îl las să se răcească, iar apoi îl macin foarte, foarte fin. Într-un mojar, da? Într-un mojar sau într-un blender. Se poate într-un blender, avem... sigur că da. Mamă, ce bine. Da. Cărnița și ciupercile atunci când stau la, știu eu, în vasul de copt, nu se simt bine, fără un pahar de un vin rosé, de preferință un vin rosé ușor acidulat. Acesta ajută foarte mult la frăgezirea cărnii. Pentru că... să punem pe carne, nu se bea bucătarul. Nu se bea bucătarul. Nu. Bucătarul are voie să guste doar foarte puțin, să pună pe buze, să vadă dacă nu e prea acru, nu e. Este foarte important. Schimbăm stilurile de gătit, nu mai e ca altă dată. Complicat. Da. Este foarte important să guști din fiecare preparat, pentru că numai atunci poți să-ți dai seama și poți să intuiești că vei obține un final fericit. Mulțumim tare mult, Vlăduț. Apucă